me mata. Și ea dansează cu a mea, iar timpul se oprește când ritmul ne unește. Hei, bună, eu sunt Bibi. Iar eu sunt Bianca. Și împreună suntem Bila Pătrat. E toate ciocolata, tu mi-ești dulce tu. Hei, salutare tuturor, eu sunt Bibi. Astăzi este joi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Alături de mine este Bianca, prietena mea și colega mea de la liceu. Și astăzi ne-am gândit să facem un challenge Disney și vom încerca să ghicim personaje din desene animate, din filme Disney, din descrierea celuilalt. Mai exact, fiecare dintre noi și-a ales 3 personaje care ne-au îndulcit copilăria. Hai să începem, o să vedeți despre ce este vorba, este foarte ușor și puteți și voi să jucați alături de prieteni. Să-mi scrieți în comentarii dacă o să vă placă acest challenge. Deci, pentru început, ea și-a ales un personaj, arată la cameră, eu nu mă uit. Eu mi-l pun deasupra și tu încearcă să mi-l descrii, iar eu să-l ghicesc. E cam grăsunel de fel. Deci e băiat? Da. Deci nu e animal? Ba, da. E animal? Da. Gras? Da. Animal gras, ok. Da. Mănâncă super multă miere. E urs atunci. Da. E, stai că știu, și e galben. Da. Și cu ce e îmbrăcat? Winnie, nu știu cum. Da! Așa. Gata? Da. E personajul meu acum. Închide ochii, întoarce-te. Așa. Deci, sunt două animale, da? Da. Mâncau multe spaghete. Mm-hmm. Împreună. Sunt foarte romantici. Încercă să ghicești. Mai zi mai multe? Deci mâncau spaghete, erau animale, îndrăgostite. În poza asta au o lumânare la masă. Cred că știu. Zi. Doamna și vagabondul? Da! Arată-o la cameră. Perfect. Gata? Da. Așa. Face parte dintr-un film Disney. Okay. Cu muzică bună. Păi e greu că în multe filme Disney e muzică bună. O să vezi că o să dai seama. Ea a fost închisă într-un turn. Într-un turn. Și ce nu știu, a fost închisă, dar în casă a fost. În casă. Da. Are un prieten cameleon și ea e super romantică de fel. Și cel mai bun indiciu, are părul lung și blond. Cred că știu despre cine vorbim. Seamănă cu colegii doar din școală. Păi Gizia? Da. Rapunzel, da. Rapunzel, am ghicit. Și că a venit vorba de Rapunzel. Știai că pe 2 octombrie la ora 17 va fi lansat serialul O poveste încălcită? Am auzit ceva și am văzut niște reclame pe Disney. Așa este. Să fiți cu ochii pe Disney Channel pe 2 octombrie la ora 17 pentru că va fi lansat un nou serial, O poveste încălcită, care, bineînțeles, o prezintă oare în rolul principal pe Rapunzel, care încearcă să se obișnuiască cu familia ei, cu părinții, dar și cu regatul pe care va trebui să-l conducă. Și să zic o chestie tristă, din punctul meu de vedere, momentan, să sperăm că va fi momentan, Rapunzel o să renunțe la mica ei dragoste cu Gheorghe, Papa Gheorghe, și la coroană. Poftim? Da, așa e, pentru că ea și-a dat seama că are un spirit îndrăzneț și o curiozitate firească. Iar aceste lucruri o determină să realizeze că are multe de învățat înainte să-și accepte viața de prințesă. Și în serial o să urmărim multe, multe aventuri epice alături de Rapunzel. Abia așteptăm cu toții. Așa este, eu abia aștept să-l văd și sper că și voi. Și după ce-l vedeți, pe 2 octombrie va apărea pe Disney Channel, să-mi spuneți, să-mi scrieți ce impresii v-a făcut acest serial. Perfect, super! Să continuăm jocul! Gata, am găsit personajul. Puneți-mă la față. E o persoană care cântă, e reală, deci nu e dintr-un desen animat. Cântă foarte frumos, e artistă și acum este tânără și a făcut parte din echipa Disney. A jucat într-un serial? Ceva? Da, și are două fețe.
Elena Gomez? Nu, nu. Da, ești pe aproape, ești pe aproape, oarecum. A jucat magicienii din Waverly Place? Nu, 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 nu. Da, ești pe aproape, adică no. Erau trei fete, un trio, fetele Disney. Demi Lovato, Selena Gomez și încă cineva, adică acea persoană pe care eu o descriu. În serial vrea să-și trăiască viața normală alături de prieteni și familie și este brunetă și în viața de artist este blondă. Haide! Hara Montana! Da! Este un serial puțin mai vechi de când eram noi mici. Serial? Da. Ok. De pe Disney, da? De pe Disney. Ok. Cu două tipe și ce crezi? Una blondă, una brunetă. Hello, două! O blondă și o brunetă, combinația perfectă. Normal. Așa. Erau foarte bune dansatoare. Da. Cred că știu. Știu că joacă Zendaya și Bella Thorne. Yay, shake it up. Și da. Oh my gosh. Wow, unul dintre serialele mele preferate. Și al meu. Super. Așa. Am vorbit mai devreme despre film. O să apară și serial. E băiat. Cred că știu, cel de care s-a îndrăgostit Rapunzel. Da, și cum îl cheamă? Hai, Gheorghe, Papa Gheorghe! Da! Acesta a fost vlogul din această săptămână. Sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe și, bineînțeles, de share. Noi v-am pupat și dacă vreți să mai fac vloguri alături de Evia, să-mi scrieți în comentarii. Eu m-am distrat foarte mult alături de ea. Și eu m-am distrat alături de ea. E o fătucă foarte frumoasă. Și iubibilă! Mersi! Am râs foarte mult alături de ea, n-am mai râs așa de mult timp. M-am distrat mult de tot, v-am pupat și ne vedem joia viitoare! Mua! Pa! Da. De ce? Nu mai râde și trebuia să zic! Ha ha! Hai să văd cum arăt! Hai, doamne! Stai! Alo? Da, Ruxy! Vreau să întreb care era interfonul tău, că l-am uitat. A. Nu trebuia să aplaud? Am aplaudat? Am aplaudat? Oh, boy! Am aplaudat?